Am revenit la Observator și vă spunem că în timp ce școlile profesionale din mediul rural pun an de an lacătul pe ușă, iar statul uită de copiii care renunță la studii, un antreprenor din Iași a reușit în doar un an să construiască de la zero un centru educațional cât o școală. Doar din donații, mergând din ușă în ușă, a adunat 600.000 de euro. Astfel a ridicat din temelii și dotat o clădire care le va fi o a doua casă copiilor din familiile defavorizate din comuna Popiricani. Pe lângă masă și meditații, tinerii vor învăța aici o meserie. Același antreprenor a ridicat în trecut aproape 30 de case pentru familiile nevoiașe. Pe acea alee o să vină, vedeți că am unit-o cu alea din fața școlii, pe acea portiță o să vină aici. O alee care va face diferența între abandon școlar și un viitor mai bun pentru 80 de copii din comuna Popricani. Bogdan Tănasă a ridicat în doar un an de la zero un centru educațional pentru copiii sărmani din comună. Eu m-am născut vis-a-vis de o casă de copii și acolo am văzut multe chestii și mi-am promis când o să ajung și o să pot, să pot să fac un centru educațional, să educăm pe acești copii și să învățăm o meserie. La parterul clădirii sunt 4 săli de clasă, iar la etaj 2 încăperi de lucru. Copiii vor lucra sub îndrumarea profesorilor voluntari în ateliere dotate cu mașini de cusut, plite de lipit, prize și sisteme electrice. În plus, copiii vor primi și o masă caldă. Căutăm un instalator bun. Las că știu pe cineva, am eu un prieten care știe pe cineva. Știm cu toții, cu toții ne-am lovit de acest lucru și eu vreau să schimb lucrul ăsta, să vând cât mai mulți meseriași porniți de la țară, dintre acești copii, pentru că meseria până la urmă e brățară de aur. Bogdan Tănasă a lucrat cot la cot cu muncitorii, a pus mâna pe lopată și a ajutat și la lucrările din curte. Aici va fi un loc de joacă cu rampe pentru biciclete și skateboarduri. Dacă stai printre ei și muncești cu ei, treaba faci mai repede. În total, în fiecare an vor lua parte la activități complet gratuit 80 de copii din comună. Printre aceștia sunt și cei 7 copii ai Emanuelei. Trebuie să înveți o meserie ca să aibă un viitor mai târziu, că altfel cam greu va fi. Care m-ar face ajutor acolo la domn Bogdan, l-aș ajuta la toate lucrurile, l-aș ajuta, când l-aș ajuta și pe noi și aș ajuta eu pe el. Și nu doar pentru copii vine în ajutor centrul. Aici va funcționa și un cabinet medical cu ecograf, unde femeile din localitate vor primi consultații gratuite.